Tânăra Alina Roxana Firiza din localitatea Titerlești, județul Mehedinți, avea 19 ani când s-a întâmplat tragedia. Pe 6 aprilie 2013 se întorcea acasă împreună cu prietenul ei de la Târgu Jiu, unde era studentă. Mașina în care se aflau s-a izbit de un stâlp de pe marginea drumului, iar tânăra a fost grav rănită și ulterior și-a pierdut viața. Prietenul fetei, Sergiu Adrian Geagu, a susținut că fata fusese la volan. Aia spune așa că să spună adevărul. Să spună, domnule, ce-o facu cu ea? Că știu bine că fata nu a fost la volan. Mama Alinei a avut tot timpul bănuiala că nu fata ei conducea mașina în acea zi fatidică. Cu orice arată că Alina nu avea cum să fie la volan. Și mașina, și fotografiile care s-au făcut, și tot cum era, Alina nu a fost la volan. Și anchetatorii au avut suspiciuni, iar probele ADN, unele expertize și teste de comportament par să-l găsească vinovat pe bărbat. Față de inculpatul Geagu Sergiu Adrian, s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale pentru săvârșirea infracțiunilor de ucidere din culpă și modificarea și ștergerea urmelor accidentului rutier. Prietenul fetei, ca și familia acestuia, susțin în continuare că nu el este vinovat. Tu erai la volan? Ai ucis-o, nu ți-a părut rău să o muți în locul șoferului? Aveți la nu a fost la volan, de ce să fie pe nedrept închis? El a fost pe scaunul din spate, ăsta a fost norocul lui și șansa lui. S-a rupt și ruburile și... A deviat și l-a aruncat pe... La ce vă așteptați acum? Poftim? La ce vă așteptați? Să fie dreptate. Tânărul a fost reținut, iar astăzi a fost prezentat cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.